Am revenit la Interpol, Nat Albert e cu noi astăzi. Am vorbit despre protestul din 3 mai. Câteva zeci de mii de oameni au ieșit în stradă pentru prima dată. Părerea mea, eu nu mi-aduc aminte de alte cazuri când în Moldova un electorat aproape în totalitate pro-europeană, au fost și vorbitori de rusă și cei care susțin alte idei, dar aproape în totalitate pro-europeană a ieșit împotriva unei guvernări pro-europene. Cum asta îți pare? Tu îi susții? Foarte mult. Eu voi susține de la cele mai mici proteste până la cele mai mari proteste, atâta timp cât eu știu că taică-miu ies acolo și taică-miu a ieșit acolo. Și mama ta. Și eu sunt convinsă că dacă mai dăm telefoane și mai rugăm prietenii să mai verifice, cei care sunt aici și simt, ei ies. Și eu regret foarte mult când am fost aici, pentru că și eu aș fi ieșit și voi ieși dacă mă mai prind vreunul de ăsta în apropiata perioadă. Eu cred că noi putem face o schimbare fără ca să facem referință la ce se întâmplă cu adevărat acolo sus între băieții ăștia care nu pot împărți miliardul. Noi putem face o schimbare prin a arăta cât de mobilizați cu toții putem fi împotriva lor. Noi trebuie să-i facem să se teamă de noi, cei care le dăm votul.